Bun găsit! Astăzi alături de mine în platou sunt Mirela Buzilă și Leo și povestim despre baby yoga. Bine ai venit la noi, Mirela, și cred că tu vei vorbi și numele lui Leo. Bine te-am găsit, Alexandra, și îți mulțumesc din suflet de oportunitate. Da, o să vorbim în primul rând de Leo, pentru că el ne leagă pe noi, femeile, de copiii noștri. Și eu cred că aici avem multe de discutat despre baby yoga, că de aici pleacă și dragostea mea de bebeluși, faptul că sunt și mămică și am devenit instructor, sunt cadru medical, am lucrat la neonatologie, pediatrie, acum 30 de ani în urmă. Când fiul meu, primul meu copil, mi-a schimbat destinul, pentru că asta se întâmplă când naști, îți schimbi destinul. Și atunci mi-am schimbat și profesia, am încercat să mă reinventez de lângă fiul meu, după care și Maria, care are 15 ani, mi-a schimbat și ea destinul și am dat de baby yoga. Am spus, ăsta este programul meu de suflet, pentru că prin baby yoga nu numai că poți ajuta, te poți ajuta pe tine ca mămică, și recunosc faptul că sunt cadru medical neonatolog, mi-am crescut copii altfel decât o femeie care aduce pe lume un copil și nu știe ce să facă cu el și aleargă cu el la mami, la bunica, la mătușa, la vecina, cum se curăță năsucul, cum facem masaj de coli și așa mai departe. Pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că am fost cadru medical neonatologic și am lucrat la o secție de copii abandonați când eram destul de fragedă ca și sufletește, să spun. Abia atunci începusem primii pași în viață când descoperisem că pot să fac orice și aveam un curaj teribil. Ei, acest curaj s-a diminuat între timp și de aceea vreau să vorbim mult mai mult despre prima etapă de îngrijire și de dezvoltare a bebelușilor. Pentru că este etapa cea mai importantă și acest lucru l-am descoperit în timp ce eu îmi îngrijeam copiii și la baby yoga. Și ce am descoperit la baby yoga, am făcut această pregătire acum 6 ani. Acum 6 ani am descoperit acest curs care se adresează doar cadrelor medicale și medicilor. Și am zis, yes, este cursul meu, mie îmi plac copiii, mi s-au dezvoltat neuroni de mămică și cred că o să-mi placă să fac foarte mult acest program. Am învățat un an jumătate, am dat examene pentru că așa se face. Am făcut grupe one-to-one cu mamele să pot să-mi dau examen. Am trimis materialele la cei din Marea Britanie și m-au felicitat, au spus, wow, ce bine! Eu l-am adus atunci baby yoga, acum facem anul acesta 6 ani, dar n-am știut în ce mă bag. Piața românească, într-adevăr, diferă foarte mult de tot ceea ce este în restul lumii. Da, și eu am luat-o pe fan cumva. Mamă, ce mișto o să fie, ce fain o să ne distrăm, ce drăguț că mamele o să vină la mine și o să facem gym și stretching cu bebelușii și o să ne jucăm și o să le facem masaj și învățăm cum să-i manevrăm, cum să-i ținem în brațe, cum să ne conectăm cu ei. Sunt foarte, foarte multe tipsuri care baby yoga le aduce pentru tinerele mame, proaspetele mămici. În schimb, făcând aceste clase și cursuri cu bebeluși mici de la 6 săptămâni până la 4 luni jumătate, când începe ei să mișune un pic și să stea în funduleț, după aia de la 5 luni jumătate până la 12 luni, când încep să intre în etapa de explorare și să fie mai activi, m-am lovit de niște situații, pentru că din sistemul locomotor al bebelușului observam deja pe la vârsta de 4-5 lunuțe că ei deja au dezvoltat tiparele acelea de atașament nesecurizante. Adică din sistemul nervos, cum știm foarte bine de ce îmi place yoga, și aici pot să deschid o paranteză despre yoga, ce înseamnă pentru mine, pentru că sunt pasionată de la vârsta de 27 de ani, am descoperit această tehnică de stretching cu respirații. În momentul în care eu lucram foarte mult, stăteam 12-14 ore în picioare, într-o postură incorrectă a coloanei vertebrale și aveam mari dureri de spate. Și chiar bona copilului meu, o fată tânără de 21 de ani, extrem, extrem de deșteaptă și de carismatică, era studentă la drept și asta la mine cumva să aibă grijă de Ștefan, ea mi-a spus, dar tu nu știi de yoga, hai să te întind un pic pe jos și să vezi ce înseamnă. Și atunci m-am îndrăgostit de yoga, care înseamnă de fapt o conectare cu corpul tău.
cu corpul tău, inclusiv corpul emoțional. Corpul emoțional e la nivel de celule, la nivel de sisteme, la nivel de organe. Și atunci, făcând anumite posturi și exerciții, mi-am dat seama unde sunt blocajele în corpul meu. Ce organ mă doare? Mă doare piciorul drept? Mă doare splina? Mă doare coloana cervicală? Am migrene? Sau umerii? Sau șoldurile? Sau și așa mai departe. Corpul nostru vorbește despre acest corp emoțional, unde sunt blocate emoțiile noastre. Iar la paranteza ta, voi mai face și eu o paranteză. Sunt foarte mulți oameni care sunt reticenți de ceea ce nu cunosc, pentru că într-o perioadă yoga la noi a fost asimilată și alăturată cu două, trei nume foarte vocale și cumva oamenilor le-a fost teamă de conceptul de yoga, așa că au refuzat și să încerce. Tu ai fost deschisă și ai văzut cât de bine ți-a aprins ție. Da, și nu numai atât, da, e adevărat, sunt oameni care au înțeles yoga greșit. Faptul că provin dintr-un mediu medical alopat, mie îmi place să-mi argumentez științific. În momentul în care și practici și științific explică, sunt doctorul Dispensa, care are un institut la Washington de yoga și se vindecă anumite boli prin meditație, prin starea de meditație de conștiință expandată, prin starea de prezență conștientă, de mindfulness, plus alte terapii. Faptul că eu am o formare alopată, mie trebuie să-mi explici de ce trebuie să stau așa și de ce trebuie să meditez, dar de ce trebuie să stau în postura aia. Dacă nu-mi explici chestiile astea, eu pot să te consider că ești lulu. Da. Și mie nu-mi place să bat câmpii. Adică știi că informația mamei se transmite și copilului. Și dacă noi înmagazinăm anumite informații în memoria noastră, o transmitem în mod inconștient și copiilor. Așadar, e foarte important pe ce cărți pui mâna să citești, să te informezi. Și cum spune, hai să ne uităm în istorie un pic, știința este conștiința lui Dumnezeu. Fără știință, în orice domeniu, poți să fii nu ești un bun expert. Și atunci, la Baby Yoga ei mi-au dat niște repere. Dincolo de acest lucru a fost studiu și cercetarea mea pe grupe timp de 5 ani. Și cum spuneam, am pornit-o în fan și am dat-o, n-am știut în ce mă bag. Adică chiar n-am știut în ce mă bag, pentru că fără o echipă și o echipă serioasă în spate de profesioniști, de experți în domeniul psihologiei, în domeniul neuropsihologiei, în domeniul medicina alopată, nu poți să spui eu pot singură. Nu ai cum să poți singură să faci. Așa e și o mamă. Iese o mamă cu lucrând la sala de nașteri și văzând acest lucru, acolo există un neonatolog, există niște specialiști care te învață să atașezi copilul la sân, să-i faci un masaj, să ai o lactație și așa mai departe. Dar sunt multe și multe greșeli în acest sistem alopat. Foarte multe greșeli, vorbesc cu mamele și inclusiv eu sunt o victimă a acestui sistem alopat în care mi s-a luat bebelușii din brațe, adică eu pe amândoi am născut prin cezariană și crede-mă că nici asta n-a fost alegerea mea 100%, fiind eram mămică la 24 de ani, că așa era pe vremea aia, te căsătoreai și făceai copil de vreme, că dacă spune mama, tata, guvernul, cum, adică să nu faci copil? Faci copil, că așa e, gata, ai terminat, trebuie să te măriți să faci copil. Bun. De ce facem acest copil? Pentru că nu-i facem pentru noi. Lucru pe care l-am înțeles târziu, m-am deșteptat. Poate chiar cu Baby Yoga asta m-a deșteptat mult mai mult. Nu fac copil pentru mine, fac pentru el. Și zic, bun, dar copiii mei, uite, au pățit lucruri așa, colici acestea. Bine, e o adaptare. În primele 12 luni de viață, copilul se adaptează prin mama lui sau îngrijitorul lui la acest mediu. Bun, dacă eu scap prima etapă până la 12 luni, cu asta se ocupă Baby Yoga, măi, dacă am scăpat perioada asta de până la 12 luni, ce fac copilul? Păi, tu oricum trebuie să începi jobul, trebuie să-mi duc copilul la grădiniță, trebuie să-mi duc copilul la creșă. Da, dar în prima etapă, până la 12 luni, este această etapă de conectare, sau cum spun medicina orientală. Ei spun conexiune cu sinele divin.
Dacă eu în această perioadă nu știu să mă conectez la nevoile fiziologice, pentru că conectarea bebelușului în prima etapă se face prin nevoile fiziologice ale copilului. Nu îl învăț pe copil poezii, nu îl învăț pe copil cine-i Dumnezeu și nu-i vorbesc despre nu știu ce, da? Nu bat câmpii. În prima etapă eu trebuie să știu așa. Păi cum? Îl iau pe sertărașe, da? Plec de la spital și mă duc la mama, la tata și mă crește exact cum a crescut pe mine. De-aia am o mână nu știu cum, de-aia mă doare colecistul, de-aia m-am operat, de-aia am o colică renală, pentru că noi am trăit cumva într-o lipsă de informație. Iar pe mine mă ajută foarte mult acum să știu că această etapă în care eu trebuie să învăț, am devenit mămică, s-a schimbat destinul, m-am prăbușit, mă duc acasă, nu dorm, depresia postpartum există, că este un nivel chimic de hormoni acolo, un balans de hormoni și de neurotransmițători în creierul nostru și după aia în corpul nostru hormonal, schimbări hormonale foarte mari, nopțile albe, cortizol, adrenalină, nu știu, întrebări multe. Deci mama săraca, să ne înțelegem. Te rog frumos, graviduțele care se uită la noi, nu vă speriați, nu. Toate trec, copiii cresc. Absolut, de aia sunt specialiști în primul an. Exact. Ca să le ajutăm pe mame. Tocmai asta am spus, în primul an e cel mai important să le ajutăm pe mame. De aceea sunt specialiști și în domeniul acesta. Nu vine neonatologul sau pediatrul la tine acasă tot timpul și atunci ai întrebări. Păi sunt la Mirela, la Baby Yoga și băi, uite, am probleme cu colici. Ok, hai să-ți arăt cum se face. Uite, copilul meu nu stă bine în funduleț sau regurgitează după ce bea lăptic. Sunt atâtea și atâtea sau nu doarme, are remisia somnului. Ce facem? Păi cum facem? Păi avem tehnici și instrumente de la Baby Yoga. Ei asta fac cu noi să ne ajute în prima etapă. E și mai ușor pentru mamă că nu mai are acele temeri și frici că, vai, nu știu și nu cunosc. Bebelușul simte emoția mamei, cumva. Simte că mama este încrezătoare în ea și că își dorește această etapă de maternitate, care, iarăși, este o problemă și aici cu problema de maternitate, când fac copii și de ce fac copii și când trebuie să apară un copil. Și, cum spuneam așa, bebelușul meu face această conectare în primele 12 luni prin conectarea cu informația și energia mamei. Atunci putem lega acest lucru de plexul sexual, de chakra 1, cum ar spune medicina orientală, în chakra 1, această etapă de la, din pântec până la vârsta de 12 luni este această împământare, cum spun ei. Noi spunem conectare în medicina occidentală, dar în medicina noastră modernă noi spunem conectare. Ei, conectarea se face prin corpul biologic al copilului, având grijă de funcțiile lui vitale, de sistemul nervos, de sistem endocrin, de sistemul circulator, de pielea copilului. Și aici pot să vă zic un secret. Poate puțin dintre noi știu că pielea este cel mai mare organ din corpul nostru, care este legată direct de țesutul embrionar, de sistemul nervos. Deci în momentul în care bebelușul meu plânge, nu-i pun suzețica. Atâta trebuie să fac, să-l iau în brațe și să-l țin skin to skin. Este cea mai importantă, cred că e prima metodă de a-ți calma copilul când plânge. Nu mă întreb ce are, nu mă întreb să așa, taci-mă că nu știu ce mai ai, că ai mai plâns acum 3 minute în urmă și n-am înțeles. Și aici este o problemă, că tot în primele 12 luni de viață învățăm limbajul bebelușului. Ce facem noi la limbajul bebelușului? Băgăm suzețica. Ok, nu spun să nu băgăm suzețica, că și eu am încercat și am văzut că fiul meu n-a dorit-o foarte mult și nici Maria. Maria a dorit... Poți să-l iau și eu puțin pe leu? Maria a dorit biberon mai mult, pentru că, da, spuneam de faptul că conectarea aceasta se face prin funcțiile vitale. Noi avem grijă de funcții și atunci avem grijă de scalpul bebelușului, cum îl spălăm pe căpuți, cum facem igiena ochișorilor, cum facem igiena năsucului, a guriței, a dentiției, cum ne ocupăm de subconștientul copilului, că și aici este o situație foarte importantă, pentru că acum înmagazinează el din mediul exterior anumite tipare de atașament de comportament. Mirela, o să te rog frumos, mai facem în
încă o paranteză. În mod normal, sunt cursurile de puericultură pe care le fac medicii de familie. Teoretic, le fac medicii de familie 10 ore cu părinții. Tăticul primește certificatul acela care îi permite să aibă 2 săptămâni în plus de concediu pentru a-și ajuta partenera în îngrijirea copilului și teoretic, ei învață împreună cum să se ocupe de nou născut. 10 ore sunt suficiente dacă se fac chiar 10 pentru a învăța toate aceste lucruri, pentru a învăța practic. Tu în acele 10 ore primești manualul de utilizare al nou născutului. Păi aici revin, dragă Alexandra, și la mine. Niciodată nu-i învățatul se face permanent. Asta depinde și de tine, cât ești de angajat în a schimba ceva, să faci tu lucrurile bune în felul tău. Și eu am primit câteva chestii ca să învăț, să zic așa, despre baby yoga. Restul a fost autocercetare. Noi, ca mame, nu ne oprim numai la ce ne spun medicii sau ce îmi spune un specialist. Dacă eu întâmpin o situație, acum avem gadgetul acesta, imediat, pac, dai repede și ai văzut repede ce fac în caz de, ce fac dacă copilul a înghițit o biluță, ce fac în caz că a căzut și s-a lovit la cap. Găsești foarte multe informații, unele mai puțin pertinente, altele chiar nu sunt. O să discutăm apoi și despre filtre, despre cum filtrăm informația. Și de asta zic, în funcție de cât ești tu de angajat în maternitatea ta, pentru că aici vroiam să spun de maternitate, de ce facem copii? Știi că suntem pe primul loc și Baby Yoga s-a angajat de vreo 3 ani, am încercat să fac, nu că am încercat, chiar le-am făcut, a fost muncă acolo, am făcut și școala de antreprenor pentru asta, să pot să ajut mamele tinere adolescente. Am un trecut cu această plajă de mame, un trecut destul de profund și a rămas urme și răni adânci în mine cât am lucrat cu mame tinere adolescente. Și să le ajut și să ajut copiii abandonați. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la copii abandonați și la mame tinere adolescente, adică și la 13 ani pot avea al doilea copil deja. Pe lângă acest lucru am văzut că sunt 2,5 milioane de femei care sunt singure, inclusiv după pandemie sunt multe cupluri chiar foarte stabile care s-au despărțit și acolo este o situație foarte gravă de o situație provocatoare de rezolvat, violența în familie, violența domestică. Și preferabil ca o mamă sau o femeie atunci când alege să devină mamă să aibă foarte bine structurată propria sa viață, să știe partenerul respectiv dacă se responsabilizează pentru alegerea de a face un copil, femeia să aibă o parte financiară asigurată pentru acel copil și o parte emoțională în care maternitatea aceasta să vină pe un teren de responsabilitate maximă. Din ca să nu mai întâmpinăm astfel de situații. Din nefericire trebuie să ne întoarcem la educație. Pentru că nu toată lumea, deși accesul la informații este facil, acum nu toată lumea reușește să filtreze informațiile și nu toată lumea reușește să asimileze informațiile la care are acces. Spune-mi, te rog frumos, când ar trebui să înceapă baby yoga, o mămică împreună cu bebelușul ei? Sau există niște cursuri care sunt premergătoare nașterii? Bineînțeles, sunt cursuri prenatale și postnatale. Există și cursuri prenatale și eu le îndrum pe mame cam toate să facă un curs prenatal pentru că acolo chiar ți se aranjează niște concepte, niște idei, ce înseamnă să fii mamă, ce înseamnă că știi tu, când ești însărcinată, toată lumea, vai, ce bine, avem un bebeluș, vine bebelușul, toată lumea te răsfață și așa. Ei, după ce apare bebelușul și eu recomand să facă fiecare femeie care își dorește un curs prenatal, unde înveți foarte multe lucruri pentru tine și pentru bebelușul tău. Baby yoga, am fost și pe la maternități și am observat această reticență față de baby yoga, de aceea mi-e foarte, foarte dificil să
prinde aripi, avem 6 ani, mergem ușor, ușor, nu e nicio problemă. Se începe de la 6 săptămâni. De ce? În primul rând, medicul specialist, pediatru și neonatologul trebuie să-și dea semnătura pentru a veni la baby yoga, copilul să fie imunizat, iar eu lucrez cu copii sănătoși din punct de vedere fizic, emoțional, mental și așa mai departe. În schimb, ce am observat, că am depistat eu la baby yoga deja situații de patologice. Și asta m-a ajutat foarte mult să le îndrum pe mame către specialiști. Cum? Jucându-ne. Pentru că la baby yoga noi ne jucăm foarte mult. Acolo există jocuri senzoriale pentru bebeluș, jocuri senzoriale pentru dezvoltare cognitivă, pentru că știm că bebelușul se naște cu 100 de miliarde de neuroni, dar până la un an dispar acei neuroni. Tocmai că nu știm să comunicăm cu bebelușul, nu știm să ne conectăm cu el și dispar. Cum ne jucăm cu bebelușul? Mi-au spus, mame, cum să ne jucăm cu bebelușul? În afară să-l schimbăm, să-l ducem afară și să-l plimbăm, că-i soare, că-i vânt. Noi trebuie să-l punem la sân să doarmă. Ia și că maxim să-i dai ceva să zornăie în mână ca să stea cu minte. Da, da, da. Dar și la 6 săptămâni ce faci? Că da, la 6 săptămâni nu răspund. Ei, ia câtă că avem jocuri senzoriale de la 6 săptămâni pentru dezvoltare cognitivă și a limbajului. Este fabulos acest lucru. Adică, gândește-te, Alexandra, că în burtica mamei, el a auzit lucruri acolo. Poți să-i cânți, poți să-i citești bebelușului încă din pântec. Poți să te raportezi la bebelușul tău ca la o ființă adultă încă din pântec. Când iese din pântec, el se simte separat. Mediul acesta ostil prin care se naște, gândiți-vă așa, trauma, că toată lumea vorbește acum de trauma. Păi trauma este următoarea. Copilul s-a născut prin cervixul, da? În travaliu, el trece prin cervix și mai departe prin acel travaliu. E foarte bun pentru plămâni ca să-i facă surfactant și să respire bine bebelușul. Și aia este o traumă, dar e o traumă în care bebelușul suportă acea traumă, pentru că trece prin cervixul mamei. Dar trauma este și nașterea prin cezariană, când ți se scoate copilașul, nici măcar 3 minute nu ți-l pune la sân, pe piept, că nu la sân, pe piept, trebuie să stea cel puțin 30 de minute copilul. Hai să zicem 20 de minute copilul. Schimb pe mamă. Se recomandă ora de aur. Exact. Nu mai spunem asta. Ideea este că mama atunci se stimulează oxitocina și lactația. Doar punându-și bebelușul la piept. După care, ce facem? Tăiem cordonul umbilical. Țac, nici nu lăsăm să treacă minunile acelea, celule stem și așa, de la mamă la făt. Da? Luăm bebelușul 3 zile, pe fimiu l-a ținut 7 zile. Pe Maria a doua zi mi-a adus-o, dar știam eu deja niște lucruri. 7 zile cât am stat, că atâta se stătea acum 31 de ani într-o maternitate și 7 zile după o cezariană. Acum nu mai sunt locuri, da? Te dă afară repede. 24 de ore și da. Și am stat 7 zile fără bebeluș, așa că mi-am pierdut lactația. Și la unul și la altul, după 3-4 luni, eu n-am mai reușit cu tot galactogilul și cu tot. Și am suferit foarte mult, și eu și el, și de aceea. Și eu am transmis mai departe rana mea de abandon copiilor mei, anxietatea mea și așa mai departe. Pentru mine baby yoga este copilul meu, mă vindec eu pe mine. Deci practic ai 3 copii. Da, da. Asta este copilul creativ. Și acest lucru spuneam că la baby yoga am văzut după cum se mișcă copilul, după sistemul locomotor al copilului, după rigiditatea musculară și după modul cum se conectează cu alți bebeluși, că bebelușilor le place extraordinar de mult socializarea. Deja tipare de atașament disonante, anxietăți. La bebeluș, deja am avut bebeluș cu anxietate la 8 luni, care nu se putea conecta cu ceilalți copii, care stătea separat, se speria, sau bebeluși laști, care nu știau ce să facă cu mâinile și cu picioarele, bebeluși care nu puteau comunica nimic. Sunt multe lucruri. Noi transmitem fără să vrem. Și mai e și tiparul acesta de parenting, care mi se pare elicopterul, mama elicopter. Noi creștem copii din acest tipar mai mult, foarte îngrijorate,
vai copilul, să nu se lovească, vai, să nu cadă, suntem vai. Suntem mame elicopter de obicei la primul copil sau rămânem așa odată ce... Noi, eu sunt elicopter de când mă știu. Adică și acum încerc să lucrez cu mine, să nu fiu elicopter. Și am grijă ce cuvinte scot pe gură. Am grijă să nu le transmit anxietă și am grijă cu ei să-i las cât mai liberi. Adică ei, ai văzut, ai observat la bebeluș, la copilul tău. Când se nasc, ei se nasc deja cu reflexe de supraviețuire. Reflexul subtului, reflexul ăsta de a prinde, da? Dacă îi dai degetele, imediat îți prinde degetul, sau de împins, dacă ții bebelușul în brațe și pe pieptul tău, pe burtică, și pui mâinile la piciorușe, el începe să se împingă, să ajungă la sân. Deci cu aceste reflexe, cu aceste mecanisme de supraviețuire, noi ne naștem, dar le pierdem pe parcurs. Le pierdem și ce instinctul acesta se pierde, se activează intuiția ca nivel de rațiune, dar ne pierdem instinctele. Noi trebuie să revenim la instinctele noastre primare, să fim asemeni animăluțelor, să zicem. Să fim atenți la vibrații, la emoții, la ce generăm noi ca emoții. Și acele emoții din ce parte provin? Dintr-o parte a fricii, cresc copilul din frică, sau din iubire divină, că am încredere în instinctele lui, că am încredere că copilul meu a venit aici să manifeste lucrurile lui, nu ale mele, nu tiparele mele comportamentale, nu să-mi semene mie, nu să îi spun eu ce are copilul meu de făcut, ci el să-și găsească drumul și sensul lui. Până la 7 ani se pierde acest instinct de supraviețuire. Până la 7 ani, când se formează personalitatea lui, deja el nu mai știe cine e. Mama îmi spune într-un fel, societatea îmi spune în alt fel. La grădiniță, dacă am desenat o floare, eu știu, verde și n-am făcut-o roz, îmi spune că nu-i bine. La școală mi se spune și mi se arată nu-i bine. Inclusiv sistemele noastre de învățământ nu sunt bine aspectate din acest motiv, că eu nu mă uit la copilul meu ce este, cum este copilul meu. Învață prin mișcare, e kinestezic, învață prin vizual, învață, e mai meditativ, introspectiv. Noi trebuie să fim foarte atenți cum sunt copiii noștri de când se nasc. Și avem aceste prime 12 luni la dispoziție, da, pentru a-i ajuta să-și găsească echilibrul? Știi cum e, Alexandra? Dacă ai pierdut prima etapă, le pierzi și pe celelalte, de aceea ne ducem toți la psihologi și la medici și așa mai departe. Prima etapă este cea mai importantă. De ce? Bebelușul meu se naște din pântec, vine cu un... avem un temperament cu care ne naștem. Și acel temperament capătă și un caracter în funcție de mediul în care trăim, în funcție de ce auzim, ce învățăm, ce ni se arată, ce ni se spune încă de mici. Dacă eu ca mamă am născut un copil pe un teren în care eu sunt o femeie abuzată, singură, certată, umilită, batjocorită, mai știu eu cum, o femeie neîmplinită și cred că mă împlinesc făcând un copil, este o mare greșeală, pentru că încă din burtică copilul meu preia informația mamei. De exemplu, dacă în timpul sarcinii mami a căzut sau s-a speriat sau a primit o veste proastă, la nivel de subconștient copilul meu a primit această informație și această informație va fi forever. Și te trezești așa că îl duci la grădiniță. Până la grădiniță eu trebuie să-mi fac treaba bine cumva. Adică, domne, atâta am știut, atâta am putut. Știu că i-am dat toată iubirea, toată atenția, toată afecțiunea, toată dragostea. În această etapă, când am grijă de corpul biologic al copilului, învăț și emoțiile copilului. De ce plânge? Să învăț să diferențiez tipurile de plâns. Acum plânge că e somn, că e foame, că e frig. Mai se aplică așa, în ce mediu crește copilul meu? E un mediu ostil acasă? Este un mediu curat, energetic? Mami este o femeie împlinită și respectată în casa ei? Tatăl este implicat în educație, în creșterea copilului? Pentru că și tații, da? Sunt mame care pleacă imediat după ce fac un bebeluș și rămâne tatăl cu bebelușul ca îngrijitor principal. Sau bona, pentru că sunt situații în care, sigur, mama trebuie să se întoarcă după 6 săptămâni. Ideea este că primul an, până bebelușul meu, până copilul meu merge la grădiniță, până intră în social, până intră într-o... Nu societatea îți educă copilul, nu școala,
tu ai această misiune până la 7 ani. După aceea, de la 7 la 14 ani, sunt etape de creștere, de maturizare a copilului, a creierului copilului, a se conecta cu această lume prin părințele, prin îngrijitori, prin profesori, prin mentor și așa mai departe. Când s-a definitivat neocortexul și ai ajuns adult la 25 de ani și vezi că, de fapt, eu stau de vorbă cu adulți și îmi dau seama cam pe la ce vârstă au rămas. Pe la 7 ani, pe la 14 ani și, în special, le spun la bărbați chestia asta: măi, când te responsabilizezi să devii tu om mare odată, să te faci om mare, ai părul alb în cap și vorbești ca la 14 ani. Știi? La asta mă gândesc. Atunci te uiți urât la mamă. Sunt oameni care sunt reticenți, eu n-am nicio problemă, adică cum să mă duc eu la psiholog, cum să mă duc eu la doctor, dar eu n-am nimic, ăla e de vină sau ăla e de vină pentru ceea ce mi se întâmplă mie. Da, eu nu-s bine cu mine, nu-s bine cu partenerul, nu-s bine cu copilul meu, nu mă înțeleg bine cu mama, cu tata, cu trecutul meu. Deci acolo este, încep să apară, inclusiv la nivel de organe, disfuncții. Pentru că dacă mi s-a stricat softul, s-a stricat și sistemul nervos autonom, e legat direct de subconștientul meu, de subconștientul copilului meu și al meu. Eu nu lucrez cu copilul meu, eu nu lucrez cu copiii mei, eu lucrez cu mine. Adică dacă mie mi se schimbă informația și mi se schimbă subconștientul, automat se schimbă și lor, pentru că eu mă duc cu altă energie asupra lor și cu altă informație asupra lor. Și atunci avem de lucru. La maturitate avem de lucru. Cine nu vrea să se maturizeze din punct de vedere emoțional, mental, sufletește și așa mai departe, va suferi tot felul de provocări în viața asta și mai mult sau mai puțin plăcute. Noi avem în noi așa sistemul ăsta de luptă și fusă, cine suntem, să arătăm, suntem orgolioși, suntem așa, pentru că purtăm în spate niște aceste tipare de atașament disonante și am primit ca bagaj emoțional rușine multă. Știți că asta este primul sentiment pe care îl învață copiii, e rușinea, nu frica, nu teama, nu rușinea. Și ne e rușine să ne exprimăm. Și aici iarăși fac o paranteză că am văzut, chiar zilele trecute eram la un magazin și erau două fetițe care se jucau împreună, una de 3, una de 5 ani, ceva de genul, sau un prietenit, părinții la coadă, bunicii, nu știu, nu m-am uitat atent, și am văzut cum unul dintre bunici a smuls copilul și a zis: de ce vorbești cu persoana, cu fetița aia, o cunoști de undeva? Da, o certa, o cunoști de undeva. Și atunci eu nu pot să mă duc, nu intru acum în salvator să salvez pe toată lumea, dar mă întreb pe părintele sau îngrijitorul: dacă fetița se pierde, să zicem că te duci cu ea la mare, te duci cu ea într-o țară străină și se pierde undeva, ce a învățat copilul de acasă? Că n-are voie să vorbească cu nimeni. Și s-ar putea să-i fie rușine să întrebe pe stradă: m-am pierdut de părinții mei, ce fac? Eu am învățat-o pe Maria și pe Ștefan, i-am învățat de la 3 ani adresa și numărul de telefon. Și mi s-a întâmplat, am pierdut-o pe Marian într-un magazin. Da. Bun, îl avem aici pe bebe Leo. Hai să nu ajungem la situații în care la 25 de ani bebe Leo să aibă nevoie de ajutor, deși toată lumea trebuie să trăiască, și psihologii. Dar cum putem să-l ajutăm noi pe bebe Leo? Ce învață mama și ce se răsfrânge asupra copilului de la primele ședințe de baby yoga? Ei, Alexandra, noi avem așa, nu am voie să lucrez mai mult într-o grupă, și am făcut grupe de bebeluși mici și de bebeluși mari, cu 5-6 bebeluși am voie, că, știi, plânge unul, plâng toți. Trebuie să lucrăm cu fiecare individual, la grupă, cumva. Pentru că copilul crește în ritmul lui și aici este iarăși o situație de rezolvat între mame care își compară copiii bebelușii între ei, în care spune: al meu nu suge, al meu... Nu, copilul tău individual, e diferit, crește diferit, are lucruri, are felul lui de a se dezvolta în această lume. Păi, ce să învățăm? Învățăm foarte multe. În primul rând, mama, cu
cum iese din maternitate la 6 săptămâni, după ce trece și cicatrice, și epiziotomia, și, eu știu, durerea de cezariană, nu trebuie să facă yoga sau chestii de genul ăsta, sunt exerciții de respirație pentru calma sistemul nervos, pentru stimulat lactația, avem acele exerciții Kegel, ne reparăm mai repede partea pelviană, învățăm cum să adunăm jucăriile de pe jos fără să ne doară spatele, cum să ne manevrăm noi coloana vertebrală astfel încât să nu simțim acea presiune tot timpul, vai, mă doare coloana, ba sacral, ba lombar, ba cervical, le aud tot timpul. Cum să mă conectez cu bebelușul meu în mod conștient prin aceste jocuri. Și le-am surprins cu jocurile, pentru că erau multe care, cum să mă joc eu cu un bebeluș la 6 săptămâni? Jocurile acestea sunt esențiale pentru bebeluș, chiar din primele zile de viață. Și le-am făcut cartonașe senzoriale. Pentru cei mici, cartonașe senzoriale alb-negru, pentru că ei nu disting culorile și cum să ne jucăm cu bebelușul astfel să evităm plagiocefalia copilului și să cum să-l manevrăm pe bebeluș astfel încât să nu îi cauzăm traumatism la coloana vertebrală, cum să îl ținem pe bebeluș în brațe atunci când facem și treabă sau mă ridic după farfurie sau iau o jucărie pe jos ca el să aibă tot timpul contact cu mama și să-i și treacă colicii, cum să-i fac masaj de colici, cum să trec de etapa de remisia somnului. Vai, sunt atât de multe, nici nu mai știu să-ți spun acum câte sunt de așa ca instrumente de învățat în primele 12 luni, până începe să meargă în piciorușe. Cum să-l legăn pe bebeluș, pentru că am văzut mame care leagănă și scârție pe bebeluș, cum era pe vremuri. Să ador copilul. Îl pune pe pernă. Da. Și nu e bine, nu avem voie să zgâlțim capul și nici nu mai spun de traumatisme craniene și așa. Îl zgâlțim doar din piciorușe și învățăm cum să adormim bebelușul repede, tehnici de calmare și de relaxare a bebelușului, tehnici de conectare cu bebelușul, tehnici de comunicare cu bebelușul. Sunt foarte multe lucruri pe care le înveți. Eu sunt atât de fascinată de acest program și am zis, vai, Doamne, de ce? Eu n-am știut atâtea. Da, știam să am grijă de bebeluși cumva, că lucrând în, ca și cadru medical, neonatolog, dar nu atâtea atacâmuri de a ajuta pe copii. Cum să le faci masaj? Eu tot iau pe Leo aproape de mine, pentru că așa mi se dragi bebelușii. Și a trecut mult timp de când l-am avut pe al meu. Știu că tu ai pregătit o surpriză pentru mămici, iar de ziua copilului le arăți ce înseamnă baby yoga. Da, păi știi cum a fost cu Baby Yoga in the Park, s-a născut în dorința mea de a cuprinde mai multe mămici, pentru că am văzut la grupe, dacă erau mai mult de 9-10 mame, chiar am făcut, apropo de lucrul ăsta, un experiment la grupă, plânge unul, plângeau toți, gălăgie, dacă mama e agitată, și bebelușul e agitat. Și am zis, hai să vedem. Nu trebuie să-i faci tu bebelușului bla bla bla, hai să adormi, hai la sân, nu știu ce. Hai să ne calmăm și hai să respirăm conștient. Și am zis, uite așa, nu mai scoatem niciun sunet să se audă musca. Copiii plângeau. Ua, 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 ce era acolo, nu spun. Plângeau, nu plâng toți, ți-am zis. E foarte frumoasă conexiunea asta între ei. Am tăcut, ne-am luat bebelușii în brațe. I-am ținut în noi în postura aceasta de șezut și i-am ținut în brațe, lipiți de pieptul nostru. Coerența inimii mamei cu coerența inimii copilului. În momentul în care mama și-a calmat inima, și pulsul, tensiunea și ea a fost calmă, bebelușul în 2 minute, cred că mai am filmarea, bebelușul în cel maxim 2 minute, în 60 de secunde, copilul tace. Chiar poate să-ți adoarmă la modul ăsta. Și acest Baby Yoga Show conține un cumul de tehnici din Baby Yoga, prin care mama învață să
în joc și joacă și voie bună și cu muzică modernă, pentru că asta este ideea. Nu poți să înveți în frică și în teamă nimic, ci din pur și simplu, din multă joacă și distracție. Am adunat acolo timp de 40 de minute aceste tehnici de calmare, de relaxare a bebelușului, cu un pic de gym și stretching pentru bebeluș și pentru mamă, stare de relaxare și multă oxitocină. Am zis, ce hormoni vreau eu să stimulez în mine, în primul rând? Păi eu vreau oxitocină, domnule. Eu, dacă nu-mi pup copiii sau nu mă îmbrățișez cu cineva, eu plâng seara. Da? În fiecare zi trebuie să pupăcesc pe cineva, că așa e firea mea. Și este sănătos. Această conectare plus bebelușilor, ai văzut cum este, Alexandra, nu te mai calcă nimeni în vizită că ai bebeluș mic, vai să nu deranjăm pe Alexandra, care bebeluș, și să nu vină, să pășim ușor, să nu. Bebelușilor le place conectarea, le place socializarea. Și am zis, ce frumos să socializeze bebelușii între ei, sunt atât de fericiți. Chiar și aia mici, la 2-3 luni, realizează, bine, acolo tehnicile, că îi aranjez așa în față, bebelușii mici în față, ne luăm norme de protecție și de siguranță, pentru că nu vreau să se rănească nimeni. Bebelușii mici în față, nu-i gâlțuim și nu zburăm cu ei pe sus. Sunt foarte bine ținuți de mămică sau de tati sau de bunică, pentru că și bunicii participă la astfel de evenimente. Iar bebelușii mari de la 6 luni îi zburătăcim mai mult. Facem tot felul de zim, te rog, mișcări. Unde îi zburătăcim locațiile și datele? Locațiile. Uite, am așa, sunt foarte fericită că și de data asta ținem. Pe 1 iunie l-avem în București, în cadrul Unifest, în parcul Alexandru Ioan Cuza. Și cred că în jur de ora 10-11 suntem acolo în parc și le așteptăm pe mămici. Am ales un loc cu umbră unde să fie acolo bebelușii protejați de soarele acestea, să fim bine. Și în 4 iunie, în Cluj-Napoca, în parcul Julius Mall, unde e gazonul acela verde, unde ne întâlnim de obicei, și anul trecut m-am întâlnit cu bebeluși acolo și am făcut baby yoga in the park în fiecare săptămână, marțea și joia, cu ei. Cred că sunt foarte multe gravide și proaspete mămici care abia așteaptă să te cunoască și să vadă ce înseamnă baby yoga la modul practic, cu bebelușul mic în brațe sau cu bebelușul mai mare zburătăcit. Mirela, îți mulțumim tare, tare mult că ai fost alături de noi și că l-ai adus și pe Leo. Gata? S-a terminat? Așa? Gata! Vai, sigur, deci ne mai întâlnim! Terminat, dar spus. Îți mulțumesc mult, Alexandra! Îți mulțumesc din suflet! Da. Îl plimb pe bebelușul meu, Leo, că mai am treabă prin oraș și îl iau după mine. Știu că toată lumea se mai uită așa ciudat că mă mai duc prin oraș cu bebelușul sau mă mai duc la câte o mamă. Eu asta vreau să le spun mamelor, că așa ca ultim mesaj, să știe că li sunt alături, stau în Cluj, oricând, și am făcut acest lucru, one-to-one lucrez cu ele, sunt prietena voastră cea mai bună atunci când ieșiți din maternitate și nu știți ce să faceți cu bebelușul, cum să-l manevrăm, cum să-i facem duș, cum să-i îngrijim buricuțul, cum să îngrijim scalpul bebelușului, năsucul, să-i facem masaje, să-l spălăm, să-l îmbrăcăm și să-i amenajăm și camera. Este important. Mulțumim, Mirela. Leo, și noi eu vă mulțumesc. Rămas bun de la telespectatori. Dragi telespectatori, dacă aveți întrebări, puteți să-mi scrieți pe alexandra@mamatv.ro. Să ne revedem cu bine!